Aș vrea să aflu care ar fi soarta cinematografului din Strășeni. E privatizat, da? Nu? Da, vă zic că spun. Cinematograful din Strășeni în anul 2005 sau 2006, cu deva începe, a fost scos la licitație și a fost vândut. A fost vândut unei persoane fizice cu bani. De bani. Da, bani. Persoana fiind corespunzătoare, a vândut, la revândut, acest edificiu, adică fost cinematograf. Erau condiții în contract de vânzare, cumpărare, ca să fie păstrată menirea lui, adică să nu fie transformat într-o clădire de alt ordin. Însă, persoana dată la vândut următorului, următorul, chiar dar deja în anul trecut, a fost la mine personal, unde a vrut din cinematograf să efectueze un centru comercial cu, eu am spus, vă zic, cu păstrarea condițiilor că o parte din clădiri va fi valorificată pentru centru cultural, educativ, sportiv, atelier. În legătură, la sfârșit de an, în legătură cu criza dată, eu chiar am venit și am fost cu două primar, când avem putere, agentul economic este de una mea noi, iau ceva deja construit acolo, dat de exploatație, și mi-a spus că nu putem căpăta creditul corespunzător pentru a dezvolta afacerea acolo și noi suntem gata de a da acest edificiu în arendă cumva, adică să fac cineva ceva. Părere de rău că a fost o greșeală, că a fost corect de vândut, el tot de cine a fost când a vrâns, el căde, a căzut podurile, toate podurile a fost, cum se spune, putride, orice caz, un dezastru total era acolo. Și nimeni nu dorea, noi am vrut să dăm în arendă pentru a valorifica ca să fie tot ca centru cultural, chiar ca cinematograf, să păstreze. A fost cum vorbi reprezentație de la patre din Chișinău, i-au dorit într-un timp să iei acest locaș. S-a văzut că trebuie multe investiții și au refuzat. Că acolo trebuie să ne multe investiții. El a fost ca o clădire foarte mare, încăpătoare, a fost o clădire, o de tip. Însă, părerea de la ziua de astăzi, așa e situația.